Frați iubiți, să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola către Tesaloniceni și aici vom merge împreună în a doua epistolă către Tesaloniceni la capitolul 2, la capitolul 1 și vom citi începând cu versetul 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi, subliniați acest cuvânt, și privit El, adică privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, cu putere, orice dorință de bunătate, orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Să luăm loc. Cea mai grea parte a unei lucrări ca aceasta, a prezentării sau predării Cuvântului Dumnezeu, nu este aici la ambon. Cea mai grea parte este înainte de momentul acesta. Și mulțumim lui Dumnezeu, care am simțit că vă iubește nespus, că ne-a descoperit acest cuvânt pentru astăzi și pentru acum. Spun lucrul acesta pentru că însemnătatea acestui cuvânt se va dovedi nu astăzi, ci în ziua aceea încercării de foc. Așa cum scrie Sfânta Scriptură, atunci vom înțelege și vom vedea noi prețul acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Sunt fericit și binecuvântat că sunt aici și mulțumesc din toată inima mea colegilor pastori, fraților iubiți, cu care mă revăd astăzi și cu adunarea. Am mai fost în locul acesta și nu încetez să mă minunez acum încă o dată de cât de frumos ați pregătit voi locul acesta pentru Evanghelie și pentru sufletele oamenilor. Ascultam în cântarea voastră expresia aceasta din visul meu să nu mă mai trezesc, da. Și vreau să vă spun că eu am trecut literal pe aici. Și anume, am avut o criză de inimă, am fost singur acasă și m-am așezat jos pe podea. Știm bine că este încheierea, este capătul. Eram înconjurat de o mare, de un albire al, vreau să vă spun. Și am fost într-un dialog frumos cu Bunul Dumnezeu. Mergem înainte. Simțeam în momentul acela că voi intra într-o odihnă totală. Știam că e cu sens unic lucrul acesta, dar simțeam că aceea va fi o odihnă cum nu se poate spune în cuvinte de om. Imposibil de spus. Mergem înainte spre lucrul ăsta sau ne întoarcem înapoi? Și am spus ne întoarcem înapoi și azi îmi pare bine că am zis așa. Îmi pare foarte bine de lucrul acesta. Am văzut roadele. Știți, Ezechia a zis ne întoarcem înapoi. Dumnezeu l-a ascultat, dar n-a fost bine. N-a fost bine deloc. După aceea s-a născut Manase, 50 de ani a fost, a umplut Ierusalimul de sânge. Dacă omul ăsta a ascultat să moară la timp, ar fi fost nemaipomenit. Ar fi fost, dar de cele mai multe ori, din nefericire sau din nenorocire, avem niște valori sau niște criterii pe care le punem deasupra lui Dumnezeu. Că a fost, i s-a dat posibilitatea aceasta și lui, nu s-a supus. Dacă nu aș fi fost întrebat, mergem înainte sau ne întoarcem înapoi, aș fi mers cu mare bucurie înainte, fără nicio umbră. Nu e prima dată când mă întâlnesc cu moartea și vă spun câteva cuvinte simple. Moartea e un nimeni dacă Domnul e prezent. Absolut nimeni, nimic, e o caricatură, vă spun. Este nimic, nu merită atenția. Am fost într-o situație în care trei dintre copiii mei urmau să se nece și împreună cu ei și eu eram acolo. Și am trăit acest moment al morții. Dar în prezența lui Dumnezeu este absolut nimic. Este absolut nimic.
A fost un moment așa mai hazliu, m-am întors la biserică imediat după operație, am fost la operație, mi-a pus ceva la inimă acolo și niște stand, două standuri și după aceea am revenit la biserică și am tot a mers normal, nu, nici nu s-a știut că am fost acolo, m-a știut o asistentă care m-a văzut în spital, da, și după slujba am avut masă. Am servit masa împreună și la masă, cum a fost, ce s-a întâmplat și le-am povestit ce v-am povestit și vouă, că, dar cum era, ce, zic că a fost așa o mare albă și caldă și binecuvântată, o odihnă, nu pot să spun ce fel de odihnă a întregei ființe, a fost ceva. Și atunci soția unui frate de acolo care era din Puerto Rico, soția lui, dumnealui a avut aceeași situație cu mine și tot la fel tot de inimă și la urmă s-a ridicat și a povestit cum a fost și când eu spuneam, uite, a fost o mare albă și frumoasă, ca lumina lui Dumnezeu a fost împrejur, le-am povestit la oameni acolo, ea se întoarce spre el, tu ai zis că totul era negru în jurul tău când a fost în momentul ăsta. Și toată lumea de la masă a izbucnit în râs și el a zis, poate mă duceam la altă destinație, nu-mi dau seama care a fost situația. Oricum este viu și e binecuvântat de Dumnezeu și eu astăzi mă bucur de viață, mă bucur de sănătate, mă bucur de harul acesta și mai ales mă bucur că pe pământul nostru, peste care se ridică întunericul și umbra morții tot mai mult, pe pământul nostru încă sunt oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și suntem împreună în locul acesta. Iubiții mei, am avut un timp de zbucium sufletesc înainte de a veni cu acest cuvânt înaintea voastră și am cerut de la bunul Dumnezeu să-mi ajute. Am fost odată pus să aleg între cuvântul Domnului și cuvântul meu și Domnul mi-a spus, dacă nu spui cuvântul meu, să-l spui pe al tău. Nu, zic, m-am întors înapoi imediat, nu vreau asta. Și m-am întors și am spus cuvântul acela care n-aș fi vrut să-l spun, dar a trebuit la urmă, mi-am dat seama cât poate fi un om de nebun când nu se supune cu bucurie lui Dumnezeu, chiar în fața unor lucruri care apar, nu știu cum, înaintea noastră. Și astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, am îndemnul acesta să aduc cuvintele scrise aici în 2 Tesaloniceni și în câteva alte locuri, ca o pregătire pentru ceea ce este înaintea noastră. Dumnezeu nu lasă lucrurile să cadă peste noi așa ca trăznetul. Voi nu sunteți în întuneric cum sunt ceilalți oameni ca să vă ia așa prin surprindere. Ați observat de câte ori a vorbit Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu ucenicii lui despre moartea lui? Ați văzut de câte ori le-a spus, ați văzut de câte ori le-a dat detalii. Bătrânii vor face așa, uite cum se va manifesta, uite ce se va întâmpla, uite ce va urma de atâtea ori. De ce spunea lucrul acesta? Ca să le pregătească sufletele lor. Și ziua aceea ar fi fost atât de diferită pentru ei dacă ar fi ținut cont de ceea ce el i-a învățat. Ei ar fi spus, ar fi tresăltat de fericire dacă ar fi crezut în cuvintele lui. Dar n-au crezut absolut nimic, nimic, nimic. N-au crezut absolut nimic. Mergând spre Emaus, ei vorbesc despre vestea bună pe care au adus-o femeile de la mormântul gol. Niște femei de ale noastre au zis că au avut niște vedenii de îngeri, deci, cu totul și dezamăgiți, noi credeam că aici duce adormirea spiritului nostru când Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru un lucru sau altul. Să luăm bine seama, nici evenimente fizice din viața noastră, nici acestea nu vin fără ca Dumnezeu să ne pregătească pentru clipa aceea. Problema este că de multe ori noi trecem cu vederea, nu luăm seama la timpul acesta de pregătire care este extrem de însemnat. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Te vei întâlni cu El și nepregătit, dar pierzi mult. Pierzi mult. Cum de nu ne ardea inima noi, frate, n-am înțeles cu cine vorbeam, nu ne-am dat seama. Pentru că ei n-au fost pregătiți, n-au crezut cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ocupăm de un singur mic aspect în ce privește pregătirea aceasta noastră. Ce te faci tu
Atunci când stai nu între un cuvânt al lui Dumnezeu și unul al diavolului, nu când stai între Dumnezeu și Baal, cum a stat Ilie, acolo au fost foarte clar delimitate lucrurile. Nu schiopătați de amândouă picioarele, dacă aceasta e credința, hai, mergem înainte, iar dacă nu, schimbați direcția. A fost foarte clară solia lui Ilie, n-a fost greu de ales acolo. Ce te faci însă când stai între două cuvinte ale lui Dumnezeu amândouă? Care e al lui Dumnezeu? Că Dumnezeu nu poate fi și da și nu. N-are cum, El este da și amin, deci trebuie să... Ce faci acolo? Acolo este cea mai grea încercare și încercarea din urmă, pe care o găsim aici în epistola a doua către Tesaloniceni, nu va fi între ateism și credința în Dumnezeu, din potrivă. Protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, omul ăsta se așează în templul lui Dumnezeu și se dă drept Dumnezeu, nu diavol. Că dacă ar fi între Dumnezeu și diavol, mi-e clar. Dar nu sunt între Dumnezeu și diavol. Sunt între Dumnezeu și unul care se dă drept Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, prin Duhul Tău să deosebesc duhurile. Aceasta este pregătirea. Și vreau să mergem aici în epistola către Tesaloniceni, în capitolul 2. Pavel îi mustră puțin pe frați. Nu știți că am vorbit treaba asta? Nu știți că am căutat să vă pregătesc pentru moment? Nu vă aduceți aminte când am vorbit acest lucru cu voi? Ei erau pur și simplu bulversați, erau în confuzie, nu mai știau ce să creadă. Și zice, nu vă aduceți aminte că am discutat lucrul ăsta? Dumnezeu v-a pregătit sufletele în privința aceasta. Femeile la mormânt nu mai știu ce să facă. Nu vă aduceți aminte când v-a spus înainte? Dar ce v-a spus? Ca să fiți pregătite pentru ziua aceasta. Și uitați în 2 Tesaloniceni, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră. Ați subliniat cuvântul acesta, da? Unde să nu fim clătinați? În mintea voastră. Ieri, în cadrul nunții care am avut-o, am întrebat pe cei doi miri pe care i-am prins că sunt acolo la balcon, i-am văzut pe amândoi. I-am întrebat așa, zic, unde se săvârșește căsătoria? Nu prea știu, săraci, nu știau ce să facă. Dar s-au încurajat mult când au văzut că nici ceilalți nu știau care erau adunați acolo, nu știau nici ei. Și unde se săvârșește căsătoria? Și după aceea am aflat din Maleahi că trebuie să fii credincios în inima ta. Să nu cumva să fii necredincios în inima ta. Acolo se săvârșește lucrul acesta și Evanghelia, după aceea ce e în afară, e doar manifestarea a ceea ce este în lăuntru sufletului nostru. Iisus, Mântuitorul nostru, primul lucru de care a eliberat, El este Marele Eliberator. Exodul din Egipt e numai o icoană închipuitoare a eliberării pe care a adus-o Iisus în viața oamenilor. Primul lucru din care a eliberat Iisus omul a fost religia. Aceasta era o captivitate și o sclavie pe veci. Fiindcă un om consideră că slujește pe Dumnezeu în cadrul acesta, altceva nu rămâne. Și citeam că nu există Nu face un om răul cu mai mare patimă decât atunci când crede că îl face pentru Dumnezeu. Ați văzut, religioșii sunt cei care au răstignit pe Iisus. Cei care explicau prorociile și au spus trebuie să fie așa, trebuie să vină întâi Ilie și alte argumente de felul acesta. Să nu vă lăsați clătinați în mintea voastră. El a mutat religia de la forme și de la arătarea în afară, a mutat-o în inimă. Noul legământ nu prevede legea lui Dumnezeu scrisă pe niște table de piatră, ci prevede legea lui Dumnezeu scrisă pe inima noastră, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău scris în suflet. De aici pornește. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu faci așa, dar eu îți spun să nu simți acest lucru, să nu trăiești în inima ta așa ceva, să nu... Voi ați observat această mutare în templu Duhului Sfânt, din templu de pietre
care a fost acolo, după pietre, după manuscrise, și a mutat în sufletul oamenilor, în templul Duhului lui Dumnezeu. Urmăriți aici să nu vă lăsați clătinați așa de ușor în mintea voastră. Păi ce să fac dacă am o minte care se clatine ușor? E bine că știi. Fii atent ce trebuie să faci. Petru, apostolul, spune așa, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare. Pune la lucru mintea. Pune la lucru. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar mă gândesc și la cuvintele care le cânt. Ce cânt eu aici, frate? Faceți lucrul acesta, să nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo epistolă, nici de vreo vorbă să aude că, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit, chiar erau oameni acolo așa de credincioși, care nu mai aveau răbdare, gata, au anunțat, a fost venirea, a venit în secret, s-a întâmplat așa, i-a cărat pe ăștia, Pavel spune clar, nu vă lăsați clătinați în mintea voastră de așa ceva, ci continuă cuvântul lui Dumnezeu, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Adică sunt multe chipuri de a amăgi pe un om. Diavolul are o paletă foarte largă, are o trusă de sculece, nu s-a pomenit, tot felul de chei. Știe la ce răspunde omul, știe ce îl preocupă, știe ce îi place. I-ați văzut bine pe ăștia din comerț. Deci vorbim și noi în casă cu fiica mea despre că trebuie să cumpărăm o canapea, trebuie să cumpărăm nu știu ce, că au luat casa acum. Și ce credeți că se întâmplă? Imediat ne apare pe ecranul telefonului o reclamă de mobilă. Pe loc, a apărut acolo. Să știi că ăștia ascultă. Păi da, de acum știi, sigur că da. Iubiții mei, dacă lucrul ăsta se întâmplă între oameni, vreau să vă spun că între demoni se întâmplă mult mai serios. Oamenii ăștia au învățat de la demoni. Ei cunosc fiecare suflet în parte și știu care este înclinația. Înaintea lui Samson a ieșit ceva la care vibra sufletul lui. Nu iese orice, nu vine orice fel de ispită. Ispitele sunt personalizate în funcție de caracterul unui om. Să nu se aștepte cineva, să nu gândească cineva, cum vorbea femeia asta din Proverbe, Domnul mi te-a scos în cale. Păi eu cred că da. Dar nu mi-ai spus care dintre Domnul te-a scos în cale. Dar așa era. Era clar că apărea ca un aranjament lucrul acesta. Nimeni să nu vă amăgească în niciun chip. Ziua Domnului nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Atenție, iubiții mei! Lucrul acesta se aplică și se desfășoară la nivel de istorie și de lume, dar și la nivel de individ. Înainte ca un om să cadă, se produce lepădarea de credință, nu mai crede. Pierde credința în sufletul lui și pas cu pas urmarea este că un om personal trăiește această experiență. După ce nu mai crede, atunci imediat se arată potrivnicul pe fundalul acesta. Ați văzut ce a spus Mântuitorul în pilda în care Duhul cel rău este scos dintr-un om și trimis, merge în locuri pustii, zice, nu găsește odihnă, că odihna lui este să distrugă. Și atunci, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine o găsește goală. Știu că e măturată, e aranjată, e curată, ca la biserică, cum venim așa, dar casa este goală de prezența lui Iisus. De-aia poate să intre acolo. Se întoarce și mai așa pe el. Dacă ar fi prezența lui Iisus aici, nu ar fi posibil acest lucru. Niciodată nu s-ar discuta așa ceva. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, că ziua aceea nu va veni înainte să se producă două lucruri în viață. Lepădarea de credință și, doi, descoperirea omului fără de legii, fiul pierzării, protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, așa că, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Omenirea nu va fi chemată să se închine la un diavol, nu, ci la cineva care s-a așezat în templul lui Dumnezeu și care se dă drept Dumnezeu. Cum deosebim
una este să deosebești între lumină și întuneric sau dreapta și stânga, e simplu și limpede și ușor, și alta este să deosebești între ceva și altceva, amândouă apărând în aparență venind de la Dumnezeu. Este o situație extrem de greu de trăit de ființa umană. Cum să discerni? Pentru că te temi de Dumnezeu și dacă lucrul ăsta vine de la Dumnezeu și lucrul ăla tot de la Dumnezeu, și care dintre ele și cum poți să știi aceasta? Sunt câteva instanțe în Sfânta Scriptură și aș vrea să le amintesc întreagă. Am bucuria numai să deschid această fereastră, acest window, și îl las deschis pentru voi să continuați cercetarea aceasta și rugăciunea ca Dumnezeu să, Doamne, pregătește-mi sufletul pentru ceea ce va veni pe pământ. Și ajută-mă să-ți cunosc glasul, ajută-mă să discern bine în toată hărmălaia aceasta care este glasul tău. În timpul robiei din Babilon, vine un proroc, Hanani îl cheamă. Vine un proroc, Hanani, cu un jug după gât, cu niște chestii care era acolo, așa, și aduce el o prorocie. Prorocia sună așa. Așa vorbește Domnul, în 2 ani, ne vom întoarce la Ierusalim, în 2 ani voi sfărâma jugul Babilonului, în 2 ani ne întoarcem la Ierusalim. Acolo era Ieremia, de față. Așa vorbește Domnul, stimate Domn. Deci în 2 ani, da. Și Ieremia spune arată această dumnezeiască politeță față de el. Și îi spune, în 2 ani ne întoarcem la Ierusalim? Și el îi spune, amin. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu, frate, să fie așa cum ai zis. Îți spun însă că nu va fi așa ceva. Așa vorbește Domnul. Robia va fi lungă de 70 de ani. După 70 de ani ne vom întoarce. După care se întoarce și îi dă un mesaj personal lui și îi spune, nu Dumnezeu te-a trimis să spui așa ceva. Tu ai spus în numele Domnului, dar nu te-a trimis Dumnezeu să spui. Acum, dacă noi am fi în situația, să zicem, a publicului și ascultăm prorociile astea două, l-am alege pe ăsta, că dacă e scurte 2 ani, l-am alege pe acesta, e chiar la îndemână. Ăsta e mult mai credincios și mai entuziast decât Ieremia. Aoleu, 70 de ani, mi se pare mult mai convenabil. Dar este criteriul de alegere ce e convenabil, ce e la îndemână, ce e așa sau ce este adevărat. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce aceea să vă însuflețească. Cum de-ți vibrează sufletul la o prorocie de felul ăsta care nu poartă pecetea lui Dumnezeu, deși e dată în numele lui Dumnezeu? Tu care ai Duhul lui Dumnezeu în tine și ai darul deosebirii duhurilor, ție nu-ți sună sufletul, nu-ți vibrează sufletul la așa ceva. Duhul Sfânt îți spune ție și tu rămâi rece și indiferent față de un cuvânt spus în numele Domnului care nu este al Domnului. Ieremia spune acestui proroc, nu Dumnezeu te-a trimis, tu insufli poporului o încredere mincinoasă. De aceea vei muri. Și scrie Scriptura, în luna a 7-a, omul ăsta era mort. Dar ce să facă, pentru proroci a fost clar, dar ce să facă omul din bancă? El de unde știe, așa vorbește Domnul, a zis unul, așa vorbește Domnul, a zis celălalt. Iubiții mei, vreau să vă îndemn din adâncul sufletului meu să cereți în rugăciune la bunul Dumnezeu totdeauna darul acesta al deosebirii glasului Lui, totdeauna să-i cunoaștem glasul. Totdeauna să-i știm apropierea. Sufletul nostru să nu răspundă niciodată la un apel care nu vine de la Dumnezeu, chiar dacă ar fi în numele lui Dumnezeu. Aceasta e una dintre gravele situații. A doua situație de acest gen, dramatică literalmente, prorocul Mica, el este inițial respins pentru că nu vorbește așa frumos și nu vorbește cum vorbesc ceilalți. Nu-mi place de omul ăsta, spune Ahab, de prorocul ăsta. Nu-mi place că ăsta nu mi-aduce nimic bun. Păi întrebarea nu este dacă e dulce, dacă e gustos, ci dacă e adevărat. Asta este întrebarea. Numărul 1 și cel mai important este de unde vine lucrul ăsta. Nu dacă e dulce sau amar, ci dacă vine de la Dumnezeu, nu întreabă nimeni ce gust are. E clar că vine de la Dumnezeu. Poate să fie amar
amar ce nu s-a pomenit. Dacă vine de la Dumnezeu, ăsta e singurul medicament pentru vindecarea sufletului meu. Nu te duci la secție acolo să-ți dea medicamente. Ce gust are? Au gust de căpșun sau de smeură, de ceva? Nu întreabă nimeni treaba asta. Întreb dacă are putere de vindecare medicamentul acesta. Și atunci au venit oamenii aceștia care au lăudat pe regele acesta apostat și l-au încurajat. Mergi, Domnul e cu tine, Domnul e cu tine. Și Mica a spus, nu. Zice, văd tot Israelul risipit pe munți ca o turmă care n-are păstor, în tabără se strigă fiecare să se întoarcă acasă. Acolo se petrece ceva uluitor. Prorocul acesta mincinos se duce la Mica și îi dă una peste gură. I-a dat peste față, scrie Biblia. L-a lovit peste față. Și a spus așa, cu îndrăzneală, prorocul mincinos, pe unde a ieșit, da, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine și a intrat în tine? Adică el spunea că are Duhul Domnului. E adevărat sau nu e adevărat că avea Duhul Domnului? Eu zic că avea Duhul Domnului, dar depinde care domn acum. Asta este foarte însemnat. Cei care aveau Duhul lui Dumnezeu în ei n-ar fi vibrat la o așa, n-ar fi răspuns la un tratament de felul ăsta. Mica a suferit o lovitură peste față și s-ar putea ca omul lui Dumnezeu să ia o lovitură peste față. Dar binecuvântarea care urmează păzirea adevărului și dreptății lui Dumnezeu, credincioșiei în lucrare, face ca această lovitură, cum ascultam într-o cântare, disprețui-ți onoare. Asta e onoarea, sunt onorat dacă sunt disprețuit de cel rău. Sunt onorat că nu mă vede de bine. Mica stă credincios lui Dumnezeu, știe că nu place, știe că nu o să aibă favoarea curții, știe că nu o să îl primească nimeni cu aplauze și cu de toate, că adevărul lui Dumnezeu nu era popular acolo și nu era iubit. Dar asta nu îl făcea să fie mai puțin adevăr. Și tot ce a spus profetul, așa s-a întâmplat. În fața unei astfel de situații, să cerem de la Dumnezeu să nu intrăm niciodată în confuzie cu privire la glasul Lui. Ajută-mă, Doamne, să-ți discern glasul, să nu ne lăsăm niciodată mișcați de lucrurile din afară. Cineva, Hanani, așa vorbește Domnul, plecăm acasă. Stai să vedem. Nu-i greu să spui că așa vorbește Domnul, este important să știm că Domnul vorbește. Acesta este primul lucru de știut. Și Dumnezeul nostru va așeza pe sufletul nostru în lumina Scripturilor, va așeza pe sufletul nostru convingerea cu privire la ceea ce auzim. Fiindcă omul fără de lege nu se va da diavol sau persecutorul creștinismului sau ateu sau vreo prigoană, el se așează în templul lui Dumnezeu. Nu se așează în casa ateismului sau persecuției, în templul lui Dumnezeu și de acolo se dă drept Dumnezeu. Dar voi, spune Pavel fraților, în versetul 13, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Cât de flexibil ești tu în sufletul tău să te supui lui Dumnezeu dacă într-adevăr ai făcut o prostie sau ai luat-o pe contrasens? Cât de umil, cât de dispus ești să faci lucrul ăsta. Când am mers în Anglia prima dată, mă trezesc eu dimineața pus pe treabă și pornesc mașina cu volan pe dreapta, care niște băieți m-au aruncat în ghearele morții la aeroport, mi-au dat cheia și mașina și nu condusese cu volan pe dreapta în viața mea. Prin ce am trecut eu să traversez Londra? Încercați și voi să vedeți. Dădeam cu mâna în ușă să bag în viteză. Deci viteza era în partea asta, dar dădeam cu mâna în ușă să bag în viteză. Mi se părea că lovesc stâlpii cu partea dreaptă. Deci să merge o viață cu volan pe partea stângă și dintr-o dată. Ei mi-au dat, eu n-am luat seama la ce făceau ei. Luați cheia și veniți după noi. Care trebuia să zic, fugi unde de aici? Că după ce m-am urcat în mașină, mi-a seama, a trebuit să plec după ei. Mă scol dimineața, pus pe treabă, pornesc mașina, ajung la intersecție, intersecție mare și în loc să traversez intersecția și să o iau pe partea stângă, cum se circulă în Anglia, eu am făcut colțul imediat, că nu era nimeni, nu era nicio mașină. Am făcut colțul și pe era o autostradă cu trei benzi, bagă frate și nu venea nimeni în față.
Că toți erau la semafor, la roșu, da, era o pantă așa, și cum mergeam eu acolo, le-a dat verde și la ăștia, și odată apare un val de mașini în fața mea, un zid de mașini, cât toate zilele, și eu mergeam direct către ei. Au oprit toți, am oprit și eu, și un șofer englez, hâtru, cum sunt englezii, s-a uitat așa mirat la mine și ce să mai primeam mâini în cap, zic că așteaptă o clipă, eu am întors și după aia eu eram conducător de coloană în sensul celălalt. Ești dispus, ești un om cu minte, ești un om smerit să zici, domne, am zbârcit-o, am înțeles greșit, uite, am fost convins că e bine așa sau așa am crezut, dar ești un om maleabil, fiindcă omul mândru nu e maleabil. Ăsta nu se întoarce niciodată, el niciodată nu recunoaște că a greșit sau că a păcătuit, întotdeauna va acuză pe cineva din dreapta, din stânga, pentru ce a făcut el. Ăsta n-are viitor, bietul omul ăsta. Se duce din prostie în prostie și după aceea odată nu se mai întoarce. Dar umilința se pleacă liniștită. Uitați-vă la prorocul Natan. Îi spune David, vreau să construiesc templu. Natan, wow, nemaipomenit, poftiți, împărate, vai de mine, Dumnezeu e cu tine. După care Domnul discută că cine te-a trimis să-i spui lui David treaba asta? Păi am crezut că e bine. Păi e păcrezute aici? E păcrezute? Când spui un cuvânt din acesta ți l-a dat Dumnezeu să-l spui, nu păcrezute. S-a dus înapoi la David și, excuse me, a zis el, am zbârcit-o, nu ești tu care faci templu. Fiul tău, Solomon, scuză-mă, au fost oameni care nu au putut să mai dea înapoi. Voi însă trebuie să fiți oameni credincioși lui Dumnezeu. Vedeți că este o școală în direcția aceasta. Faci mici greșeli, mici prostii în familie sau una sau alta și învață să te întorci înapoi, învață să-ți asumi răspunderea. Uite, aici am făcut o prostie, nu trebuia să zic vorba asta, nu trebuia să intru în discuție. Nu e nicio nenorocire, nu se întâmplă nicio nenorocire. Atenție! Spune-i treaba asta copilului. Când îți dai seama că ai avut o atitudine greșită față de copil, copilul nu te-a scăpat din ochi, el te știe că nu trebuia să faci ce ai făcut. Nu trebuia să te porți în felul ăsta. Vorba lui fiică mea zice, ăsta e haldă, tată, când s-a uitat, ea era mică. Și am spus la doua zi, aici mi-a cerut iertare, uite, te rog să mă ierți, așa mai. Nu vă sfiți, chiar în fața copiilor, pentru că venind înapoi și cerându-ți iertare de la un copil, îl înveți pe el cum să se întoarcă înapoi, să-și ceară iertare dintr-o greșeală. Dacă îl te vede pe tine împietrit, îngânfat și asta, și nu te întorci înapoi să mărturisi, învață de la tine treaba asta, și așa va merge în viață. Este extrem de important. Faceți lucrul acesta. Ați văzut cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au picat în câte o treabă de asta. Vine Moise și dă legea acolo la toată lumea cu moștenirea, cu fetele, nu moștenesc, cu tare, nu știu ce. Imediat niște surori din adunare, numite familia Țelofad, erau ele, surorile vin acolo frumos la Moise. Domnule Moise, te rog să trimiți legea înapoi în Parlament. Legea nu e bună. Legea nu este bună. Cine sunteți voi, mă? V-ați găsit, surorile nu au voie să întrebe nimic. Serios? Femeile au venit, nu poți să spui așa ceva. În primul rând, dumneavoastră, domnule Moise, nu cunoașteți pe tata. Tata, într-adevăr, că a murit în pustie, dar a murit pentru păcatul lui, nu revolta lui Core și Datan și Abiram. Și uite, noi știm lucrul ăsta. Și atunci, Moise, marele Moise, a venit ușor ca un copil în fața lui Dumnezeu. Doamne, uite în ce situație m-a pus surorile astea. Și ce îi spune bunul Dumnezeu lui? Fetele lui Țelofhad au dreptate. Asta a făcut Domnul. Dar de ce nu i-a spus dinainte Domnul? Că putea să-i spună când formula legea asta, nu face chestia asta, că intri pe interzis cu treaba asta, să-i fi spus. Nu i-a spus treaba asta. Vroia să-l învețe, să-și ceară iertare, să-și asume răspunderea, să îndrepte răul pe care l-a făcut. E o școală. Aceasta este viața noastră. Este o școală. Poate fi o situație în viața noastră în care avem convingerea că noi facem ceva pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu, potrivit cu planul lui Dumnezeu și mergem cu convingerea asta. Cum spuneam, nu există un rău mai mare, nu poate face un om un rău mai mare decât atunci când e convins că îl face pentru Dumnezeu. Așa se face că David
să mă pedepsească Dumnezeu dacă rămâne cineva până la ziua în viață din casa lui Nabal. Au să mă pedepsească Dumnezeu. Adică dacă nu eu mor pe toți din casa lui Nabal, eu fără de lege și Dumnezeu mă va pedepsi pe mine, el așa, asta era tradiția locului pentru ofensă. Când era jignit un împărat sau cineva, trebuie urma răzbunarea sângelui. Imediat David spune, ar fi o fără de lege să nu mă duc împotriva casei lui Nabal și să nimicesc tot ce suflă acolo. Fiecare să încingă sabia, spune David, a echipat armata imediat și a pornit. Bunul Dumnezeu a făcut să ajungă la urechile Abigailei ce se întâmplă acolo. Și ea imediat a luat măsuri și a tăiat calea lui David. Și găsiți descrierea frumoasă, vă rog să stați acasă. Dați-mi voie să fac o mică paranteză. Biblia nu este o carte, este o experiență cu Duhul Sfânt. Stați liniștiți acolo și ca și cum Dumnezeu e învățătorul numai al tău. Și când citim, citim împreună cu Domnul. Nu ca nepoata mea care are 2 ani acum și nepotul are 3 luni și nepoata îi deschide o carte și citește lui nepotul de nu se mai poate, cuvinte inventate numai de ea. Deci niciun cuvânt nu e adevărat, din tot ce zice sunt făcute de ea, toate. Dar au cursivitate, oprește, iar citește. Și nepotul are 3 luni, săracul, nu cred că e impresionat așa de tare. Nu așa ceva. Asta se întâmplă când noi oamenii apelăm la oameni. Dar când apelăm la Duhul Sfânt, din același cuvânt, ni se pare că e arid, poate, l-am citit de 1000 de ori, ce să mai fie aici? Se ascund comor dumnezeiești acolo în acest cuvânt. Și Abigail a venit frumos și i-a tăiat calea acestui om al lui Dumnezeu și punctul numărul 1, ea își asumă răspunderea pentru nenorocirea aceasta. Ea nu vine să spună, domnule, vezi că ce faci este rău, nu? A spus, eu sunt de vină, dacă eu eram acasă când au venit solii ăștia, eu sunt, își asumă răspunderea. Nu căuta să faci pe cineva să-și asume răspunderea sau să recunoască răul dacă tu nu ești un exemplu în problema aceasta. Dă un exemplu unui om, uite așa se spovedește răul. Uite, încep cu mine, eu sunt primul care am făcut treaba aceasta. Și ea spune, iartă-mă pe mine, te rog, uită de Nabal, de acest om nebun, uită de omul ăsta, dar iartă-mă pe mine, că dacă eu eram acasă, nu se întâmpla treaba aceasta. După ce am terminat punctul 1, atunci ea confruntă pe omul lui Dumnezeu și spune așa, care vor fi roadele? De unde știi că lucrarea asta este de la Dumnezeu, care o face acum, că dacă să mă pedepsească Dumnezeu? Pe ce criteriu? Care e criteriul după care știi că această lucrare e de la Dumnezeu? Păi criteriul l-a lăsat Iisus, când a spus așa, după roade vei cunoaște. Și ea îi spune așa, ce roade o să aducă treaba asta în care vrei să o faci tu acum? Zice, o să vină o zi când te va durea inima din tine, pentru că ai fost în stare de așa cruzime, pentru că te-ai bătut cu un nebun. Tu într-o zi ai să fii împărat, îți va sta ție frumos să scrie în raportul vieții tale că undeva te-ai bătut cu un nebun. Așează-te în locul ăla, îi mută privirea peste timp, îl așează pe tronul lui Dumnezeu, nu uita niciodată. Cum învățam cu frații azi dimineață la biserică, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Păi fii atent, ăsta este cel mai înalt privilegiu, dar e și cea mai mare răspundere. Hai să facem nu știu ce, nu pot frate, că numele meu este scris în cartea vieții. Și cineva care are numele scris acolo, le spuneam oamenilor că sunt prieten cu ambasadorul român de la Washington, comportarea acestui om este 24 de ore din 24 comportare de ambasador. Omul ăsta nu este de la servici la ora 4 pe masă și se duce pe unde vine și vine dimineață, terpelin și hai să o luăm de la ambasador din nou. Nu. Omul acesta este, cine este ambasador al unei țări, este ambasador 24 din 24. Cât trăiește până pe slujba aceasta. Și noi suntem ambasadorii lui Hristos 24 din 24. Și tu nu uiți niciodată că numele tău e scris în cartea vieții, aceasta l-a salvat pe Iosif și pe toți oamenii lui Dumnezeu. Nu, eu nu pot să mă, eu n-am cum să merg pe drumul ăsta. Eu sunt un om scris în cartea vieții de bunul Dumnezeu. Asta îi spune Abigail lui David. Nu uita, tu nu ești un om bolnav mental,
care are oi și a băut, s-a îmbătat în așa hal încât scrie Biblia, era mort de beat, mort, n-aveai ce să... Tu nu ești omul ăla. Sunt două posibilități în momentul în care suntem provocați. Sunt două posibilități. Fie reacționezi, adică răspunzi răului cu rău, imediat ți-a zis el, ai zis și tu, asta este reacție. Fie răspunzi și atunci răspunzi răului cu bine. Nu întoarceți niciodată rău pentru rău. Nu este vorba să taci și să rabzi. Nu. No. Este vorba să întorci un bine acolo. Trebuie să te gândești, te inspire Dumnezeu, știi ce ai de făcut, să întorci un bine. Așa îl așează Abigail pe David în această vedenie, în această viziune. Închipuie-ți ziua în care vei fi pe tron. Închipuie-ți ziua în care vei vedea chipul Domnului nostru Iisus Hristos, în al cărui nume ai crezut. Fapta care vrei să o faci sau pe care o faci sau în care trăiești acum. Cum vei putea să vezi fața Lui? Acela care pentru tine și în dreptul tău și-a dat sufletul, iar tu tot în dreptul Lui ai fost necredincios. Va fi foarte greu să suporți, ascundeți-ne de fața celui care șade pe scaun. Nu pot să văd fața aceasta când știu felul de viață pe care l-am trăit. De aceea îi spunea Daniel lui Belșațar, pune capăt, lui Nebucadnețar, pune capăt păcatelor tale, pune capăt aici, nu merge mai departe, oprește-te aici și îți va prelungi Dumnezeu fericirea. După care Abigail apelează la omul acesta și spune, dacă te reții astăzi și în loc să reacționezi la acest nebun, dai un răspuns dumnezeiesc, dacă faci lucrul ăsta, Dumnezeu îți va lega sufletul în mănunchiul celor vii. Și când te va urmări moartea și te va înconjura, pentru că scrie în cartea lui Dumnezeu de tine că ai făcut așa ceva, nu te atinge nimeni. Zice, Dumnezeu va pune pe vrăjmașul tău, zice, ca în praștie și așa îi va arunca de acolo. Dacă nu faci lucrul ăsta, dacă faci lucrul ăsta, ai să trăiești și tu ce-i faci altuia acum în noaptea aceasta. Aceeași cupă îți va fi înmânată ție. Încheind cuvântul lui Dumnezeu care este aici și cu care am început noi predarea de astăzi. Când în ziua aceea el va veni, scrie versetul 10 din capitolul 1, în ziua aceea va fi proslăvit, nu în persoană, ci va fi proslăvit în sfinții săi. După cum un părinte este binecuvântat în copiii lui, te duci la școală sau undeva, tu ești tatăl copilului acestui extraordinar. Da, când venea biată mama sau tata la școală lor, nu le zice așa, tu ești, era alt ton când veneau după mine la școală. Aici în Scriptură spune că el va fi proslăvit în sfinții săi, în ei, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și uitați partea a doua versetului, Iisus, la venirea lui, privit el, privit cu uimire, uite, urmăriți textul aici, în toți cei ce vor fi crezut. Unde este Iisus, spun îngerii? În ei, uită-l în el, uită-l aici, uită-l aici, uită-l aici. Chipul lui în mine și în tine, Hristos în voi, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui. Despre acest chip vorbește Sfânta Scriptură aici, care la venirea Domnului Iisus Hristos va împărți lumea în două, a avea sau a nu avea chipul lui Iisus. Acesta este criteriul final, aceasta e judecata de apoi, a avea sau a nu avea chipul lui Iisus. O galateni nechipzuiți pentru care sufăr, iarăși spune Pavel, durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în noi. L-au pierdut, s-au certat între ei, a fost asta, l-au pierdut. Lupte din nou, până când Hristos va lua din nou chip în voi. Noi însă, frați iubiți, trebuie să aducem mulțumiri lui Dumnezeu, pentru că arătarea nelegiuitului, despre care scrie în versetul 9, care se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Atenție să nu rupem textul la jumătate, nu e
Numai pentru clasa asta de oameni sunt amăgirile, nelegiuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării, care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Aici se desparte lumea. Spune-i Domnului în sufletul tău, Doamne, nu te reține, eu i-am spus personal de multe ori, nu te reține de la nimic în dreptul meu. Dacă va trebui să sufăr rușine sau înjosire, orice, nu-ți trage mâna înapoi de la nimic care e necesar pentru vindecarea sufletului meu. Vreau să fim împreună, vreau să fiu cu tine pentru totdeauna. Nu reține nimic, nu te gândi dacă e comod. Dentistul mi-a zis după 5 ore de operație și fel de fel, te rog să mă ierți că ți-am provocat atâta suferință, mi-a spus dentistul. Și am spus, domnule doctor, nu toată lumea are privilegiul ca să aibă atâta suferință. Unii n-au bani să aibă atâta suferință. Zic, uite, eu am avut suferința asta. Mulțumesc din suflet pentru suferința asta, domnul doctor. La fel trebuie să mulțumim Domnului pentru încercările care vin peste noi, fiindcă ele ne pregătesc pe noi pentru ziua aceea. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Amin.